Hier habe ich noch ein Eck. Das ist ein Eck jetzt. Ja. Aber ich habe. Und ich glaube, dass die sind. Ich weiß nicht, Männchen. Ich habe andere Sprüche. Ich weiß nicht, aber die sind auch. După cum v-am spus ieri, am mâncat astăzi cu... Am luat micul dejun împreună cu o fostă asistentă de a Claudiței. După care ne-am apucat să facem un puzzle. A făcut și ea din bucățica aia. Bine, și ne-a ajutat pe noi că ne-am mai găsit aici mai multe piese. Acum a mai rămas doar Dani. Facem doar împreună. Aici a mai rămas plantația. Asta este puzzle-ul. Este un puzzle foarte fain. Foarte dulce. Foarte dulce. Și inițial am zis, zic, ce simplu e, ți-alegi acolo o gogoașă și ai făcut puzzle, mare scofală. E, căutăm la gogoși aici de numa. Nu e chiar așa simplu, dar e foarte fain, deci îmi place foarte mult acest puzzle. Și din aceeași categorie, ca să nu mai spun că avem rețeta aici pe spate, în caz că dorim să facem gogoși, din aceeași categorie mai sunt aici cu cafele și ăsta e interesant. Și cred că e destul de greu dacă stau așa să mă uit, pentru că toate ceștile sunt cam la fel. Mai ales ale albe și când te apuci acolo să cauți ceștile, nu e chiar așa simplu. Și iarăși foarte faine sunt și astea cu... cum brioșe. Sunt foarte frumoase. Astea sunt pe listă, pe wish list. Dar deocamdată am zis să facem aici gogoșii noastre și era să o fac pe Lily Puzzle. Că a luat și o piesă să guste, credea că e gogoașă. Și s-a apucat, dar n-a apucat să s-o strice, doar a bălit-o un pic și și-a dat seama repede că îi pun blana pe bigudiuri dacă îmi strică puzzle-ul. Nu, nici mai știu care e piesa aia, oricum o să o găsim eu un pic, se vede că a bălit-o. Și, da. Și acum să-i dăm bătaie, că până nu terminăm puzzle-ul, nu putem să mai mâncăm, să ne așezăm la masă. Ce faci acolo, iubi? Cakes. Mai dăm și mie. A adus tot Moni, ne-a adus și... Sunt așa buni. Sunt așa buni. Da, sunt ciui, așa. Gumaci. Când fac eu, nu zici că sunt așa bun. Da, ca măcarul în seară. Da. Da, să facem. Ți-ai ales o gogoșă? O gogoșucă? Am un grup de fete dragi și cred că e al cincelea an consecutiv în care ne trimitem una alteia cadouri, dar așa fără să știm cine cui trimite. Eu l-am primit pe-a meu și este un cadou fain, mare. Și cred că e un puzzle înăuntru, că tot povesteam astăzi că făceam puzzle. Încă nu l-am desfăcut, dar... Așa sună. Și culmea e că l-am primit de la o persoană, de la care am mai primit cadou și acum vreo... eram însărcinată cu Daniel. Cred că cu 3 ani, tot de la ea am primit. Și nu știu să-l desfac, să nu-l desfac, să aștept. Sunt și curioasă. Oricum, acum avem treabă, dar l-aș desface. Da, și avem așa, suntem așa un grupuleț de fete și ne-am trimis cadou, pentru că am răgușit un altea. Și acum trebuie să ne ocupăm de copilași. Nu știu dacă să-l desfac sau să nu-l desfac, dacă celelalte fete încă n-au primit, mie mi-e aiurea așa să-l desfac. Deși, să vă spun un secret, nici eu n-am trimis încă, mâine vreau să trimit. Ideea este să ajungă până de Crăciun. La macasea! Da. Ce băiat frumos ea zâmbește, cum zâmbește Daniel? Bate palma.
Hai, bate palma. Bate palma. Haide. Haide, bate palma. Haideți să desfacem și cutia. Să vedem dacă este un puzzle aici. Ho, ho, ho. Să vedem. Deci, cadoul este de la cineva care se pare că mă cunoaște foarte, foarte bine. Și de ce spun asta? Mi-a luat, wow, biscuiți din aceștia pick up cu măr copt și scorțișoară. Nu am mâncat încă, dar îmi plac biscuiții de genul acesta cu ciocolată. Am mâncat o grămadă și din ăștia n-am mâncat. Deci este cineva care mă cunoaște foarte, foarte bine. Astea sunt niște lumânări în formă de conuri de pin. Sunt foarte, foarte frumoase. Aici ciocolată pentru copii. Aici biscuiți Oreo. Smarties, probabil tot pentru copii. Și aici mai sunt două. Aici cred că e un puzzle, că eu am auzit în cutie cum se mișca încă înainte să desfac. Și aici nu știu ce-o fi. Dar haideți să vedem întâi puzzle-ul. Pentru că nu mai am răbdare. Ta-da-da-ra. Este un puzzle cu un frumos peisaj de iarnă. Oh, este cu un frumos peisaj de iarnă din România. Chiar îmi doream un puzzle cu un frumos peisaj din România și cred că am și spus lucrul acesta și a fost pe fază. Și mi-a luat un puzzle frumos cu un peisaj din România. Nu știu exact ce zonă e. Să văd dacă scrie în română. Ce zonă o fi, ce zonă o fi, ce zonă o fi, ce zonă o fi. Aici scrie Clay Castle. Valley of Fairies, dar nu știu ce zonă o fi, unde o fi mai exact în România. Trebuie să mă interesez, dar oricum este un peisaj de iarnă din România. Este exact ce mi-am dorit și sunt foarte, foarte happy. Și aici mai este încă o punguță, un pachetel. Iertați-mă că sunt puțin cam emoționată. Și este, ia să vedem ce este. Da, v-am zis că mă cunoaște foarte bine. Foarte bine. A fost foarte atentă la lucrurile pe care le-am spus. Poate și în filmulețe sau poate așa prin poze. Este un cardigan. Și voi v-am spus, doar știți că îmi place să port cardigan așa cu un tricou sau cu un maieu sau cu ceva așa și cu colanți. Și este foarte, foarte fain și îmi place mult de tot și îmi plac culorile și îmi place care buzunarele și îmi place totul foarte, foarte mult. Și dragă Raluca, vreau să-ți mulțumesc din suflet că te-ai gândit așa la toate lucrurile care îmi plac mie. Te pup și îți mulțumesc și îmi doresc tare mult să ne revedem în curând. Ține că lămpizima! Ține-le pijama cu fulg! Ține, 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 ține! Gata, cam atât în acest filmuleț. Copilașii dorm. Noi am încercat în seara asta să filmăm rutina de seară.
Nu știu sincer încă ce a ieșit. O să editez și o să vedem. Este și acolo camera. Așa că vă invit și pe canalul principal, nu știu, în vreo câteva zile. Nu știu să spun exact când o să apară. Eu sper să apară cât mai repede. Lili e aici și oftează. Așa, parcă o deranjez și îmi dă de înțeles că ar trebui să o las să doarmă. Și asta o să fac, pentru că deja și eu sunt obosită. Mai ales că atunci când filmez rutina, pe lângă faptul că oricum ai de făcut toate lucrurile pe care trebuie să le faci, dar să pui camera, să muzi într-o parte în alta, să se vadă, să se înțeleagă, să nu uiți să filmezi așa o chestie interesantă sau o chestie importantă din rutină, e destul de... stai că am un fir de păr și măgădile. E destul de solicitant psihic. Dar eu cred că am reușit. În fine, cam atât în acest filmuleț, referitor la puzzle, că am aflat care este povestea. Este Castelul de Lut din România. Este un loc recent, este o chestie recentă, din câte am citit pe internet, din 2014 s-a făcut acest castel ca de poveste în România și... Încă am citit așa foarte scurt, nu știu dacă este un loc doar de vizitat sau e gen hotel și te și poți caza acolo. În orice caz, este foarte frumos puzzle-ul și abia aștept să-l fac împreună cu Florin în seriile astea așa de iarnă, când ne lasă și copiii, când adorm și ei mai repede și suntem și noi mai odihniți, nu ca acum când... un pic ochi în gură de somn. Gata, nu mă mai lungesc, mă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa!